Neața lume, o continuă cu sezonul 3 din Demon Slayer, care se termină cu un eveniment istoric în Times Square din New York. O să-l pună pe stradă. Fanii Demon Slayer sunt încântați de faptul că Crunchyroll s-a asociat cu Aniplex din America pentru un eveniment live în Times Square New York. Conform anunțului făcut pe platforma de streaming menționată mai sus, o preluare a Times Square va avea loc pe 17 iunie 2023 la ora 21 până la ora 22. Fanii care nu pot participa la eveniment îl pot urmări pe pagina oficială de Instagram al lui Crunchyroll. Acest eveniment va fi găzduit cu ocazia Memorării finale arcului Swordsmith Village din Demon Slayer. Episodul final va avea o oră și va prezenta lupta care are loc între Mitsuri, Tanjiro, Genia și demonul Upper Moon 4, Hantengu. Episodul 12 va încheia arcul Swordsmith Village, iar acest episod de 70 de minute se intitulează A Connected Bond, Daybreak and First Light. Pagina oficială de Twitter a seriei a făcut acest anunț pe 11 iunie 2023, deci ieri, acum na, când apare clipul ăsta. Episodul menționat mai sus va fi lansat pe 18 iunie, gen săptămâna care vine. Mitsuri va continua să-și activeze Demon Slayer Marku care se va dovedi a fi destul de eficient împotriva lui Zohakuten, cel mai puternic avatar al lui Hantengu, iar fanii se pot aștepta ca Demon Slayer să facă toate eforturile necesare pentru animația episodului final. Lupta finală împotriva demonului Apormun 4 și a vânătorilor de demon se va încheia cu siguranță într-o notă pozitivă. În plus, Nezuko o să aibă o dezvoltare incredibilă a caracterului care va șoca pe toată lumea. Eforturile doamnei Tamayo se vor fructifica în episodul final pe măsură ce Nezuko primește imunitate la lumina soarelui. În plus, ea își va rosti și primele cuvinte după ce s-a transformat în demon. Nu există nicio îndoială că seria are o mulțime de elemente interesante pregătite înainte ca acest arc să se încheie. Apropo de încheiat, aici se încheie acest episod din Ocă serios, sper că v-a plăcut. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like și subscribe și ne-au de mâine cu un nou clip.